Nu-i un băiat rău. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Engelbert Humperdinck. Așa mi-ai părut de afară. Mi-a fost dor de voi, mi-a fost dor de tine, Costel. Delia, te pup. Arăt senzațional. Mulțumesc, la fel. Rocco, sir. Bună seara. Pleased to meet you. V-am citit toate cărțile. Grație. Chiaru, întotdeauna o plăcere. Hai. Sunt aici să vă rostuiesc. Aia ne-am gândit. Pentru mine e cu emoții un pic mai mari decât ultima dată când ne-am văzut în cam aceeași formulă. De ce? Păi, mai ușor să stai să primești decât să livrezi. Nu știu. Deși Rocco ar zice contrar. O să încep foarte simplu. Bună seara! Sunt peste măsură de încântat să fiu din nou aici și vă spun asta fără nicio plăcere. Ai insistat să vin regizorul acestei emisiuni? Acest Francis Trabant Coppola al zilor noastre? Un om pe care îl vedeți din când în când în imagini la umor, George Buzoian. Bravo! Bravo! Bravo, mă! Cine e Buzoian? A, Georgica. Păi zi, domnule, Georgica. George, ce am eu acolo? Se potrivește. Mulțumesc, da, ce să faci? Pentru mine, George Buzoianu este Georgica. E băiatul ăla înalt care se joacă cu ai umor, mai bine sau mai rău. Este poate un nume mai puțin cunoscut unora dintre voi, iar pe de altă parte, complet necunoscut celorlalți. Trebuie să spun neapărat câteva vorbe despre el în această seară, pentru că merită să se vorbească enorm, enorm de puțin despre el. Contribuția lui la această emisiune este esențială. În speță, el ia umorul pe care îl construiesc colegii lui și apoi, cu maestrie, cu multă muncă și enormă răbdare, îl distruge puțin câte puțin. Bravo, George! George Buzoianu este un adevărat maestru și pentru că nu lasă lucrurile la jumătate, își ia de lucru și acasă, unde are o cameră, unde închide glumele și le lasă să moară încet. A fost și regizor la X Factor, emisiunea pe care a dus-o pe cele mai înalte culmi dintr-un singur motiv. Numai de foarte sus poți arunca ceva ca să fii sigur că s-a făcut praf. Are nenumărate idei, George. Una singură i-a lipsit și anume să se apuce de altceva. Așteptai ca să facă și ție un roast? Da, pentru că am citit textul înainte, știam totul, a fost totul regizat. Dar să spunem ceva și despre Șerban Copo și Dan Badea. Așa. Dacă tot am început să vorbim despre oamenii care n-au nicio importanță pe aici. Noi suntem. Dacă nu ar fi fost prezentator la această emisiune, probabil i-am fi adus la Neața, unde ați văzut intră absolut oricine. Șerban este un copil care are frați mulți, motiv pentru care ar fi foarte potrivit să cânte într-o intersecție. Oh. Dan, pe de altă parte, nu ar fi fost potrivit acolo, pentru că știți deja celebra expresie din Filantropica, mâna care nu se întinde mai mult de 10 cm nu primește puman. Ce vrei să zici? Scuze, mă, e bună. Haide-mă, bravo! Bravo! Și când spun pomană, chiar nu mă refer la ce a făcut Antena 1 când l-a adus pe domnul Bojoc la televizor. Să-l pui pe Costel în locul lui Bendeac e poate cea mai bună idee pe care au avut-o oamenii de la transformarea laptelui în lapte praf. Adică eu? Mulțumesc! Mi-ar fi plăcut să fiu cu ei în acest juriu. Recunosc că, râzând la glumele pe care le făcea Costel, mă simțeam exact ca femeile care mimează orgasmul. Asta n-a fost foarte bună, nici nu știu de ce am dat-o. A, da, las-o acolo. A fost și pentru prima dată când am stat la masă cu Delia. Nu pot să vă spun ce ține ea acolo de desubt. Are sub masă pufuleți, cutii de mâncare, știți asta, borcane cu zacuscă. Eu înțeleg că se simte ca la pușcărie, dar doamna Gina nu trebuia să-i trimită pachet. Nu mai rămâne decât să vă spun despre schimbul de experiență pe care l-am avut cu juratul Cătălin Ștefan Ion, pe numele de scenă Chelu. A.K.A. Murdar. Asta e noua poreclă. E veche. Cum? A.K.A. Murdar. Murdar? Da. Am simțit că a fost nedrept să primească ore de muncă în folosul comunității, pentru că el face asta aici de 13 ani. 6. 13 sezoane. Oh, da, da. Am uitat, scuze.
ai umor nu este atât de greu încât să îl pot compara cu crăpatul de lemne la grădiniță în satul în care trăiesc. Crăpatul de lemne e o activitate fizică care pe mine personal m-a lăsat pentru 2 luni de zile cu spatele lat și pătrățele pe abdomen. Bă, adică eram un fel de Neanderthal stripper, ca să zic așa, când am terminat munca în folosul comunității. Nimic nu pare să-l chinuie mai mult decât cei care vin aici și concurează pentru titlul de amuzantul anului. Poate Chelu vă pare un om enervant, dar vă spun din tot sufletul, chiar așa este. O bucurie pentru mine, acea zi de jurat la Ai Umor, zi pe care o voi ține minte toată viața, deși am încercat și cu ședințe de psihoterapie să o uit. Și ce am avut aici de făcut în afară de admiratul concurenților? Păi așa, producătorii cărora le-am transmis toată dragostea mea întotdeauna și pot să le spun că iubesc 3 ore, fără să mă repet, mi-au adus niște oameni dragi mie care să-mi facă niște glume răsunătoare despre cariera mea. Paula Chirila a pășit pe această scenă unde stau eu astăzi. Mulți au spus despre ea că la Antena 1 e ca un dop al unei căzi, unde n-avem prezentator, o băgăm pe Paula ca să meargă treaba și e atât de bună, greu o mai scos de acolo. De aceea nu ar fi corect să o numim dop. Ea este ca părul care înfundă scurgerea, nu știi niciodată cum ai intrat acolo și n-ai niciun chef să te apuci să-l scoți. Chiar asta am făcut dimineață. Am scos o grămadă de păr din scurgere. Numai după tine? Nu, după toată familia. Alții? Da. Dar e o plăcere nevinovată așa. E și scârbos, dar îmi și face plăcere. Continuați. Scuze. Continuați. Ca la umor. Și scârbos, dar îmi face plăcere. Spunea că eu și Dani suntem cei care am scos-o de la matinalul pe care îl prezenta înaintea noastră. Greșit. Imediat după ea au intrat Capatos și Cristina Cioran. După cum știți, Capatos ori face emisiunea la prima oră, ori la miezul nopții. Asta pentru că nimeni nu vrea să-l vadă la lumina zilei. Acum Paula este pe canapeaua de la emisiunea lui, de unde se vede treaba că ea nu poartă ranchiună și, în plus, Antena a înțeles că doamna Chirila are nevoie de o emisiune unde să facă ce știe mai bine, și anume, liniște. Apoi a venit Andrei Garici, Agarici. Prima dată am crezut că e Alex Vasilache de la Jukebox. Mi-am dat seama că Alex e medic acum și probabil e la spital, unde n-ar fi rău să-l mai duceți din când în când și pe Garici pentru o cură de vitamine. Trebuie să recunosc că băiatul a avut umor, semn că a venit direct de la mașină și n-a mai trecut prin regie. E despre Buzăia, nu tot azi. M-am și emoționat, nu mă așteptam să-mi văd copilul pe scenă, am avut un nod în gât, cum a fost probabil Florin Călinescu pentru Chelu. Da. Stăteam acolo lângă voi și Ianca mea a urcat pe scenă. Am transpirat instantaneu, nu știam ce va spune. Știam doar că inima mea era înăuntru ei. Mi-a spus lucruri care m-au făcut să râd, lucruri care m-au făcut să plâng și recunosc, după acel moment, nu m-am mai putut abține. E totuși fata mea, așa că nu mai are voie să iasă din casă 2 luni. Bun! Bravo! Bravo! Glumesc! Glumesc normal, pentru că așa e formatul emisiunii. Chiar dacă nu e evident pentru nimeni asta. Ianca m-a făcut tare mândru și surpriza voastră a fost una minunată. Oamenii vorbesc despre ea și astăzi și vă mulțumesc pentru asta. La fel vreau să le mulțumesc și lui Andrei, Paulei, vouă, pentru că m-ați primit frumos. Credeam că va fi o zi plină de nervi și surpriza a fost una pur și simplu banală. Așa că m-am întors să vă salut și să vă spun că nu voi uita niciodată că l-ați chemat prima dată pe Dani să fie jurat la Ai Umor și apoi pe mine. Vă mulțumesc, sunt Răzvan Simion.